cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Nu am control, nu știu dacă am intrat în direct. Am intrat de oameni buni, dar abia acum mă văd și eu. Deci, o nouă emisiune, cafeaua de dimineață la Mesagerul din Neamț și pe știri din Neamț. Este joi, astăzi n-a apărut Mesagerul de Neamț din motive de strategice, ca să spunem așa. A apărut în schimb numărul 13 din Ecoul Munților. Iacă, Ecoul Munților, o inițiativă a noastră și a profesorului Daniel Diaconu, a împlinit practic un an de existență, în ciuda celor care spuneau că nu are nicio șansă să reziste o asemenea publicație în care nu apare politică sub nicio formă, ca să nu mai vorbim de personaje politice. Înainte de a începe emisiunea cu primarul Andrei Caraberea, care este în studio, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, bună dimineața tuturor! Vreau să fac câteva precizări cu privire la testul PISA, despre care am vorbit ieri. Și, bine, am vorbit un pic mai dur, așa că... V-am spus că suntem foarte proști la testul acesta PISA și v-am explicat și care a fost segmentul de elevi ales din Neamț ca să dea testul. Adică, de la Ion Ionescu de la Brad, clasele cele mai, elevii din clasele cele mai slabe de la Colegiul Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț, majoritatea navetiști, majoritatea din familii defavorizate, și am spus că nu este un test reprezentativ pentru învățământul românesc. Ei bine, stând și citind despre acest test PISA, am reușit să găsesc ce ne spune o doamnă pe care o cheamă Gabriela Noveanu, care este coordonatorul național PISA, cei care se ocupă cu testul ăsta. Și doamna, în măreția funcției domniei sale, spune așa: vreau să aduc aici mulțumiri speciale tuturor celor implicați, colegilor mei, suportul primit de la Ministerul Educației, și fac o mică oprire aici. Fără sprijinul consistent și constant al acestora, nu era posibil să atingem o cotă de 95,6% de participare. O să precizez că am avut niște experiențe inedite, în sensul că foarte mulți dintre elevii neșcolarizați sau care veneau mai greu la școală au fost aduși să dea testul PISA, adică cineva, o minte creață, care vrea neapărat să scoată că România are un învățământ tâmpit și prost, a selectat elevii și i-au adus să dea testul PISA pe aia care nu veneau pe la școală. Cam așa merg lucrurile. De ce e important testul ăsta? Pe baza lui se fac politici guvernamentale. Se fac politici guvernamentale. Și a venit unul, care e coordonator pe Europa, și a zis: bă, dacă nu știți voi, întrebați-ne și vă spunem noi cum să faceți. Eu sunt de acord. Dar de ce n-ar putea să dea testul ăsta PISA, dacă tot îl dau, la toți elevii? Nu la 7.000 de elevi din România, care dacă au fost pe aleși pe criteriile din Neamț. Despre ce vorbim aici? Ne oprim. Ajungem la primăria Piatra Neamț. Nu, sunt foarte revoltat de această... Dar nu aș vrea să intrăm în subiectele legate de primărie, administrație. Sunt foarte revoltat de această situație. Mi se pare mai mult decât firesc. Ideea este că această revoltă ar trebui să ne trezească pe toți, nu doar pe dumneavoastră Valentin Brănescu, nu doar pe dumneavoastră Mesagerul, nu doar pe dumneavoastră presa, pe toți. Și fiecare are o parte consistentă de vină. Și acum, dacă am cum să accepți să dea un elev care nu vine la școală testul PISA? Acolo este clar o intenție vădită de a sublinia cât de ploști
suntem și cât de exact trebuie și cum trebuie să fim noi puși la zid, sub piciorul altora. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne scuzăm și să zicem că stați că noi suntem buricul pământului. Nu, nici vorbă. Eu vreau rezultate reale. Rezultate reale. Ca să le obținem, este nevoie de un echilibru, în primul rând. Un echilibru pe care noi înșine, toți, nu dumneavoastră, eu sau și toate părțile societății, nu prea îl avem. Dacă este să mă refer la vina pe care o văd în zona de publicitate, promovare, media, suntem prea sarcastici, prea înverșunați să subliniem ce nu merge, ce e rău. Și nu prea mai avem inspirația de a promova valorile, de a promova pe cei care fac performanță. Dumneavoastră o faceți, dar cam rar. Și știți bine, în materie de educație sunt câteva școli, câțiva elevi, câțiva profesori cu rezultate remarcabile, puțini, și nu îi promovăm neapărat pe măsura meritelor pe care le au. Dumneavoastră o mai faceți, dar părerea mea că este mai rar, avem mai multe resurse care merită promovate. Domnul primar, mai multe licee... să vă spun ceva aici. Nu poți promova pe cineva cu forța. Ah, perfect, adevărat. Nu este poți promova rușinea pe cineva. Așa e. Dacă acei cineva care îi coordonează pe cei care au performanță, nu pun mâna pe telefon să spună. Ei consideră că dacă au pus ceva pe Facebook-ul școlii, al liceului, toată lumea stă și se uită pe Facebook-ul școlii sau liceului, după cum autoritățile consideră că dacă au pus pe site-ul instituției, pe Facebook-ul instituției sau un mare președinte de Consiliu Județean și a pus pe Facebook-ul personal administrat de alții ceva, eu sunt obligat să stau să mă uit pe toate Facebook-urile din țara asta. Nu vrei să promovezi valorile tale, pui mâna pe telefon și dai un telefon. Total de acord. Așa se face în momentul în care, într-adevăr, ai ceva de spus comunității. Nu este suficient să faci lucruri, trebuie să le mai și promovezi, ca exemplul acela să se propage în comunitate și ușor, ușor să setăm un climat contributiv și o percepție pozitivă asupra vieții. Că ne uităm pe stradă și vedem în permanență oameni triști. Nu mai vedem decât rău în jurul nostru. E firesc că de aici avem și cădem cu ușurință în capcana de a ne considera mai slab decât suntem, mai incapabili, mai puțin eficienți și de aici rezultatele care decurg. Suntem foarte ușor de manipulat în a recunoaște că suntem, că nu suntem într-o zonă de creștere sau... Da, numai că aici, la exemplu pe care l-am dat eu, mi se pare strigător la cer. Și mi se pare strigător la cer că tovarășii de la Sindicatul Învățământ nu au sărit în sus, nu numai în grevă, să sară în sus, să apere prestigiul corpului profesoral, să explice ei dacă nu explică Ministerul Învățământului. Dom'le, cum s-a ajuns la acest criteriu de selectare al elevilor? De ce nu face cineva scandal? Măi, mergeți acolo, foarte bine. Dar hai să dăm un test la toată lumea odată. Că nu-i mare brânză. Eu când eram elev, aveam o percepție extraordinară asupra demnității cadrului didactic, asupra demnității profesorului. Când am terminat facultatea, în primă fază, am considerat că nu sunt demn de această profesie, de această meserie și că trebuie să mă orientez către sectorul privat. Ușor, ușor m-am implicat în multe proiecte educaționale și așa s-a făcut că am decis la un moment dat să intru în învățământ, unde am văzut că percepția pe care am avut-o eu în liceu s-a răsturnat irevocabil imediat. Am văzut profesori care fac compromisuri extraordinare în a evalua elevii. Am fost pus la zid de conducerea liceului în momentul în care am lăsat un corigent, singurul corigent care a rămas, un elev de impertinență extraordinară, care amenința profesorii cu bătaia, care nu venea la ore, care nu venea, care nu învăța niciodată, era în permanență
într-un scandal cu colegii și eu l-am lăsat corigent. Nu doar pentru că nu învăța, ci pentru comportament. Ci pentru o atitudine care trebuia sancționată în toate felurile posibile. De la medie la purtare până la, nu știu, repetenție. Și am fost singurul care l-am lăsat corigent. Dar știți de ce? Și am fost ridicat în Consiliul Profesoral de la final de an și pus la zid că cum îmi permit eu, că nu e școala mea, cum îmi permit eu să las corigent. Dar știți de ce? Pentru că sistemul este făcut de așa natură încât directorul este pus între câteva alternative. Dacă ar rămâne repetenți, rețineți, nu corigenți, repetenți toți cei care ar trebui să rămână repetenți, directorul n-ar mai avea finanțarea necesară per capita. S-aduce duhul că acolo se lasă repetenți și copiii n-ar mai veni la școala respectivă. Dar dacă s-ar schimba toată percepția și modul în care se face, să se dea libertate școlilor să-și selecteze profesorii, să-și selecteze elevii, să facem învățământ așa cum trebuie, să nu mai avem șmecheri care vin la școală și vin cu și suflă damful de alcool, copil fiind în fața profesoarei și o mai și înjură și profesoara n-are curaj să facă nimic, nici directorul, că vezi, Doamne, trebuie să educăm și pe cei care nu mai pot fi educați. Dar nu cu dumneavoastră treziți cu lucrurile astea. Da. Vă spun, eu atât vreau cum poți să ții, da, că nu vreau să rămână această percepție negativă asupra oamenilor care sunt în învățământ, care fac exact educație, pentru că sunt foarte mulți oameni care își fac treaba cu foarte mult devotament, cu profesionalism, cu multă pasiune pentru copii, dar care din păcate sunt prea tăcuți, pentru că masa critică, masa cea mai vocală și cea mai întâlnită, e una care alege să facă compromisul acesta. De a lăsa de a aborda cu mai multă lejeritate promovarea elevilor la nivel de clasă, punerea la treabă a celor care trebuie să... Până la urmă, educația se face cu foarte mult exercițiu. Nu este suficient să predai teorie, ci să-i pui efectiv să lucreze în toate domeniile. Bun. Acum să trecem la ale primăriei. Cu ce începem? Cu bine sau cu rău? Cu ce doriți dumneavoastră, dar m-aș bucura dacă reușim să găsim, dacă se poate, dacă există context, să găsim puțin echilibru. Păi, găsim echilibru. Ați dat drumul la târgul de Crăciun. De Crăciun. Da. Începem cu lucrurile bune? Păi, haideți să vedem. Ați dat drumul la târgul de Crăciun. Care-i impactul până acum? Eu am fost, mărturisesc, odată și singurul lucru, bine, nu discutez, părerile mele. Deci, am admirat patinoarul, care ocupă un spațiu interesant. Ocupă un spațiu interesant. Îmi place acea, luminițele deasupra patinoarului sunt așa. Iar la nivelul ofertei, vreau să vă felicit pentru un singur lucru, că ați pus concurență pentru Chiultoș. A venit un băiat care vinde plăcinte. Și plăcinte, mă uitam ce coadă erau la plăcintele alea și oameni, plăcinte simple, făcute cu brânză, cu cartofi, cu varză, cu nu știu ce. Și am zis, uite vă, încă românii se mai duc la plăcinte, dacă sunt de calitate, și nu se duc la Chiultoș. Că în curând o să spună că și plăcinta este de origine ungurească, ca și melodia Ca și ai românul. Dar încă n-avem decât unul cu plăcinte și doi cu Chiultoș. E un pas înainte. E un pas înainte. Anul trecut, când am avut doar Chiultoș, e un pas înainte. Așa aici că... recunosc că primăria nu a avut un aport prea mare în ceea ce privește selecția comercianților. Era imposibil să mai facem și asta. Și așa a fost o aventură să
facem acest târg după ce pregătisem un proiect extraordinar, foarte atent, muncit și foarte... eram mândri de ceea ce pregăteam pentru sărbătorile acestea. Din păcate, o ordonanță ne-a dat peste cap acest proiect, a trebuit să ne repliem și singura formulă în care am putut să facem asta a fost, evident, la costuri mult diminuate, partajând cheltuielile și costurile cu alte patru instituții, Camera de Comerț, Consiliul Județean, Carmen Seculare și Organizația de Management a Destinației. Eu zic că ce a ieșit este bine. Am fost în mai multe seri acolo să văd care este atmosfera, să vorbesc cu oamenii. Aseară am testat și patinoarul cu fetița mea. Oamenii se bucură de acest târg, deși vremea aseară a fost chiar destul de... Mi-a spus cineva că sunteți la patinoar și am avut emoții dacă mai ajungeți astăzi la emisiune. Să știți că nu sunt azi, dar mă țin pe picioare. Da, încă vă țineți pe picioare. Da. Și la patinaj. Și la patinaj, da. Bun. Deci asta este, s-a dat drumul, am admirat Bradu, am admirat cei pe acolo, cântau niște copii colinde foarte frumos, ok, na. Dar este, după părerea mea, o zonă extrem de restrânsă în care te duci o dată, de două ori, pentru că e și greu cu mașina, e și greu cu asta. Bun, haideți să vedem. Ce constrângere am avut anul acesta, nu vom mai avea la anul. Anul acesta, după cum bine știți, suntem în pline lucrări pe Bulevardul Traian și Decebal. La anul vom avea patru benzi complet funcționale, modernizate, frumoase, care vor avea o capacitate de transport cel puțin dublă față de anul acesta. Și vom putea organiza un târg extins în tot Parcul Tineretului, Curtea Domnească, folosind și Piața Ștefan cel Mare. Anul acesta a trebuit să ne limităm și din punct de vedere economic la anumite cheltuieli din cauza unei ordonanțe care ne-a constrâns foarte mult și din cauza acestor lucrări care nu ne-au permis să închidem Piața Ștefan cel Mare pentru o perioadă atât de lungă, o lună de zile, cât ar dura târgul de Crăciun. Eu zic că este o atmosferă reușită, date fiind condițiile, și oamenii se bucură. Chiar în fiecare seară, discutând cu oamenii, oamenii apreciază organizarea. Anul trecut a fost, consider eu, puțin peste anul acesta, pentru că am avut șansa unui buget un pic mai consistent, dar și anul acesta am reușit să pregătim niște lucruri, eu zic, cu gust și comercianții... Plăcintele au gust, sigur. Sigur, da. Bun, am început cu asta, am intrat în subiect. Bogdan o să mă ajute și o să dea o imagine postată chiar de municipiul Piatra Neamț, da, cu groapa de pe Mihai Viteazu. Marți dimineață. Marți dimineață. Se vede cum curge niște apă acolo, mai cade un pic de pământ, ne dăm seama. Păi acesta a fost fenomenul care a condus la prăbușirea asfaltului luni după amiază. Și aici imaginați-vă cât ghinion. După un an și ceva cât a durat lucrările în acea zonă, incluzând și partea de... Lucrări făcute de cine? Pe de o parte vorbim lucrări contractate de Primăria Piatra Neamț pentru modernizarea coridorului de mobilitate Mihai Viteazu. Anterior acestor lucrări, la solicitarea mea expresă, au și după mai multe discuții cu Compania Județeană de Apa Serv, pe condițiile de avizare a lucrărilor de mobilitate, am constatat o serie de lucrări necesare pentru a pune la punct rețelele de utilități, rețelele de apă și canalizare și am distribuit aceste eforturi, noi asumându-ne cea mai complexă, dificilă și costisitoare dintre lucrări, magistrala de apă de pe Traian și Piața cu Golnicianul și Decebal, și am impus companiei de apă să preia următoarea provocare ca și importanță, ca și valoare, adică ca și complexitate. Au pus Mihai Viteazu. Mihai Viteazu.
unde pe o porțiune de 750 de metri au trebuit înnoite conductele de apă. S-a decis, pentru a se merge mai repede, s-a decis să se lucreze cu foraj orizontal. Deci nu s-a săpat. Nu s-a săpat decât din loc în loc, din 50 în 50 de metri, pentru a se pune utilajul care să tragă țeava și să facă... Deci, practic, o foreză necesar. Mergea, o foreză după aceea orizontal. Se trăgea țeava, exact. Și ele se îmbinau. Așa se face că în zona intersecției dintre Mihai Viteazul și Olmilor, foreza, constructorul a avut niște cote la care trebuia să meargă cu respectiva... Adică țeava se pune pe la un metru și ceva, din câte știu eu. S-a mers la 2 metri și trebuie văzut dacă au respectat avizul, condițiile din aviz. Aici situația se complică puțin. Ideea este că foreza a întâlnit în calea sa și a spart... se pare, conducta de canalizare menajeră, care în tot acest timp, de anul trecut până la începutul acestei săptămâni, a tot săpat, s-a tasat, a produs un fenomen de eroziune în sub asfalt și s-a ajuns la această situație nedorită de luni. În condițiile în care... De când s-a făcut această lucrare la rețeaua de apă, pe Mihai Viteazul, și până săptămâna aceasta, imaginați-vă câte vibrații, câte lucrări au avut loc în acea zonă. S-a frezat, s-a lucrat la conducta de gaz. S-au făcut atâtea lucrări care au presupus mașini grele, vibrații, presiune. În tot acest timp s-a creat acea cavernă. Pe mine mă surprinde că respectiva placă nu a cedat în momentul în care s-a turnat primul strat de asfalt. Mă surprinde că nu a cedat nici când s-a turnat al doilea strat de asfalt. Că imaginați-vă, au trecut acolo mașini de 40 de tone. Cu un finisor care are și acela o greutate extraordinară, cu vibrocompactoare și utilaje care să asigure tasarea asfaltului și... Domnul primar, pe mine mă surprinde că s-a întâmplat acest ghinion, ca după recepția finală a lucrării, la două săptămâni, să se întâmple așa ceva, că ne-am pus mâinile în cap când am auzit. Păi nu, că la percepția publică este așa. Omul nu știe că jos s-a făcut lucrarea cu apă. Omul spune, domne, nu s-a turnat bine asfaltul. Așa gândește cel care trece pe alături. Am și văzut astfel de reacții care subliniază. Bun, le discutăm și asta. Dar eu vreau altceva să vă semnalez. Că eu nu mai spun, eu doar semnalez. Cred că mă înscriu și eu în corpul avertizorilor publici. Na, prea mulți sunt acolo și sunt toți avertizori. Eu vreau să vă semnalez așa. Ați spus că țeava trebuia să fie la un nivel și ai la 2 metri. Să vedem dacă a respectat... Dacă s-a respectat cota din aviz. Eu vă întreb, de ce n-a văzut nimeni dintre cei care trebuiau să preia lucrarea pe parcursul desfășurării lucrării, dacă se respectă cota din aviz? La cei de la apă? La cei de la apă. Aceleași întrebări le-am și eu, nu am încă răspunsuri. Pentru că eu știu așa, ei fac lucrarea. Dar fiind pe teritoriul municipiului Piatra Neamț, eu, primărie, sunt interesat ca lucrarea aia să fie bună. Am dat o autorizație, din câte știu eu, se dă o autorizație pentru lucrarea. Acum ne-am concentrat în aceste zile, uitați-vă și dumneavoastră, în doar 3 zile s-a reușit mufarea și aici trebuie să apreciez eforturile făcute de echipele de la Publiserv, care... Am considerat că nu mai este timpul să așteptăm o comandă, o reacție din partea companiei APASERV, care și deține conducta respectivă. Au mufat și au realizat intervenția, reparația conductei afectate.
S-a și testat dacă mai există alte pierderi pe traseul respectiv. Urmează ca astăzi să se și probabil deja încep pregătirile pentru umplerea respectivei caverne cu material cu balast, specific, da. Compactare și apoi executantul lucrării de modernizare a drumului vine cu asfaltul pentru a da, mai pune trece iarna, iarna asta sau e o lucrare pe care și-o asumă constructorul, în primăvară vine și asigură în condițiile garanției lucrarea și aducerea la stare inițială. De ce vă întreb? Pentru că eu am următoarea idee fixă. Băi, dacă se face o lucrare, o urmăresc pe parcursul lucrării. O urmăresc. Și acum stau și întreb, fără niciun fel de aluzie, acolo soluția tehnică a proiectantului, chiar în condițiile în care s-a făcut acest gen de lucrare cu traversare, nu prevedea și ceva de protecție pentru țeava respectivă? Nu, cum? Pentru că s-a mers cu forajul. S-a mers cu forajul, am înțeles. S-a mers cu forajul orizontal, care nu lăsa niciun gol între pământ. Deci, am înțeles. Se asigura continuitatea gradului de compactare. Am înțeles. Oare de ce nu fi mers și Moldocorul cu forajul orizontal? Una este să mergi 700 de metri și alta este să mergi 4 km. Alta este să mergi 4,2 km și una este să mergi cu o conductă de 300 și alta să mergi cu o conductă de 600. Acolo a fost acolo este distribuție, noi facem înțeles. Magistrală. Deci, eu întreb că nu știu. Da. Bun. A spus de Publiserv că a venit și a făcut treaba. Vreau să vă mai spun ceva, să nu vă supărați pe mine, dacă nu era Publiservul să facă curățenie pe pod. Pe podul de la spital, mai dura două zile până dădeați drumul la pod. Atunci, că noi am stat și am filmat și ne-am uitat cine a făcut curățenie și cu cum asta a ne confruntăm în fiecare zi. Trebuie adică, să venim în compensație, cum se spune. Deci să nu, facem ceea ce nu fac alții. Nu mi dar se facem, pare nu ne normal. De muncă, domnul e vorba că nu, Publiservul trebuie plătit pentru lucrarea așa asta. E, da. Lucrare care nu intra în atribuțiile Publiservului. Deci, Publiservul trebuie plătit și dacă îl plătiți Publiservul, plătiți din banii tuturor, în condițiile în care lucrarea aia trebuia făcută de altcineva. Ceea ce nu mi se pare normal, ca Publiservul să fie folosit ca o forță de intervenție rapidă când nu-i treaba lui acolo. Când, să nu vă supărați pe mine. Dar, nu mă supăr deloc, da. Ceea ce spuneți este deci, adevărat. Chiar, da, chiar dacă vă supărați, vedem, tot aia. Trebuie să vedem situația în complexitatea ei. Și adevărul este că în, când ai de implementat un proiect semnat în 2019, dar la care 3 ani nu s-a făcut nimic și tu în 2 ani trebuie să rezolvi și proiectul respectiv. Aici sunt de acord cu tine. Trebuie să rezolvi și proiectul respectiv. Și să mai vii și cu studii de fezabilitate, proiect tehnic și execuție pe alte proiecte care n-au fost luate în considerare la timp, intri într-o grabă și într-o agitație în care pui sub aceeași presiune și proiectant, și diriginte de șantier, și verificator de proiect, și executant. Și toată lumea trebuie să facă și lucruri care nu sunt corect evaluate. Așa s-a întâmplat, este perfect adevărat. Știți care este efectul? Că este și un efect pozitiv aici. Pe lângă faptul că se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă, cu imperfecțiuni. Că nu știu dacă toată lumea reușește să facă în fiecare zi lucruri absolut perfecte. Ne străduim să le facem cât mai bine. Adevărul este că, iată, mai apar situații neprevăzute care ne împiedică să fim pe deplin mulțumiți de rezultatul muncii noastre. Însă din fiecare lecție de genul acesta învățăm foarte mult. Asta ne ajută ca astăzi, când vorbim despre recepționarea proiectului tehnic pentru viitoarele coridoare de mobilitate, să știm să nu mai punem separatoare de benzi pe un drum de 12 metri când categoria drumului va fi afectată de aceste separatoare, să nu mai
acceptăm să vorbim despre drumuri modernizate fără a lua în calcul încă dinainte de recepționarea proiectului tehnic realizarea studiilor de fezabilitate pentru conductele de apă. Să nu mai vorbim despre licitații făcute și caiete de sarcini pregătite contra cronometru, pentru că evident nu ai cum să evaluezi corect toate elementele, toate condițiile tehnice necesare. Corect, așa ar fi normal. Așa muncim acum. Noi astăzi pregătim proiecte pe care le vom implementa în următorii 7 ani. Deci nu va mai fi acest serup în 2 ani să fac ce nu s-a făcut în 10 ani. Vor fi alte condiții. Și credeți-mă că primăria astăzi este mult mai operativă. Acum 3 ani trebuia să mă apuc de munca pe implementarea proiectelor cu o echipă de 7 oameni care n-aveau exercițiul implementării proiectelor. Nu s-a absorbit nici 1% în 6 ani cumulat, nu s-a absorbit nici 1% din banii pe care îi absorbim astăzi. Asta arată o creștere a capacității și nu poți să înveți lucruri decât făcând. Acum am trecut, cred că, prin cele mai dureroase lecții posibile, dar știm ce avem de făcut. Bun, și acum trecem la întrebări, că cineva spune: totul ține de organizare, de profesionalismul dirigintului de șantier, care face sau nu face controle la sânge, apropo de lucrările de genul acesta. Sunt dirigenți. Sunt avem oameni care sunt în fiecare zi de dimineață până seara pe teren pentru a sta în coasta constructorului, să-l urmărească și să vină cu soluții mai bune și să ne aducă la cunoștință eventualele deficiențe sau soluții care trebuie să aplicate. Domnul Mihai Bogdan, sunt mai mulți, și domnul Ciolpan, l-a pus Bogdan pe cel cu dirigintele de șantier. Deci domnul Mihai Bogdan, bună dimineața! Și sunt mai mulți care întreabă același lucru, dar l-am luat pe dânsul că e mai puțin scris. Când se asfaltează pe Traian Decebal, că e jale, câte gropi sunt? Așa este. Pe Traian și Decebal avem niște constrângeri date de lucrarea de apă. Toate soluțiile tehnice care au fost date rând pe rând de proiectant nu au funcționat, din mai multe cauze. Ultimul impediment este faptul că nu putem asigura gradul de compactare din cauza infiltrațiilor, pierderilor din rețeaua de apă care funcționează în prezent. Adică, trece vibrocat. Ce se întâmplă pe ce s-a întâmplat pe Mihai Viteaz? Se întâmplă și pe asta e. Adică nu putem să facem o lucrare. Nu puteți turna betonul acela. Nu putem turna placa de beton fără să ne asigurăm că dedesubt nu există niciun gol dat, de exemplu, acum de infiltrațiile de apă, că apa băltește efectiv în subteran, sunt porțiuni unde se vede și la suprafață acest lucru. De exemplu, în zona liceului de chimie, în zona dinspre limita de sud a proiectului, s-a tăiat o bucată consistentă de asfalt din placa de beton preexistentă pentru a se putea intra cu cilindru vibrocompactor mare de 20 de tone sau 25 de tone pentru a asigura gradul maxim de tasare. Se tasează cât trece vibrocompactorul, după care pământul se umflă ca un burete. Asta din cauza acelor pierderi de apă. Și acum, facem demersuri la Ministerul Dezvoltării. Este o lucrare făcută, am demarat-o pe buget propriu pentru că eram nevoit să facem orice pentru a face această lucrare. Între timp a apărut oportunitatea unei finanțări pe Anghel Salini. Și am obținut și finanțarea pe Anghel Salini, motiv pentru care trebuie să, fiind un proiect de finanțare, trebuie să cerem avizul finanțatorului pentru a, ce lucrare? Pentru a face recepția parțială pe tronsonul executat, adică Bulevardul Traian și Piața Mihail Cogălnicianu, unde s-au realizat și branșamentele, racordurile, deci este totul funcțional. Facem recepția parțială, preluăm în activele primăriei respectivul tronson, facem testele de calitate, DSP, pentru tot ce înseamnă siguranță, presiune și să verificăm calitatea lucrării, după care o vom preda companiei APASERV
pentru a face, pentru a trece apa prin noua magistrală. Adică a face racordurile. Da. Racordurile sunt deja făcute, trebuie să schimbe switch-ul pe noua magistrală. Problema este când faci switch-ul pe noua magistrală, cât din țevile vechi care sunt racordate la magistrala nouă vor rezista noilor condiții de presiune? Este o problemă. Din punctul meu de vedere, rețeaua va fi echilibrată. Adică sunt toate sistemele pentru a face această echilibrare. Nu știu, un inginer... Am înțeles, nu mă pricep, dar eu vreau să vă spun așa. Ar ști mult cu mai ce bine se va schimba asta pe Traian situația dacă în momentul acesta pământul este imbibat cu apă? Când se va putea intra acolo? Nu știu, este o chestiune probabil de... câteva săptămâni pentru a se usca pământul. Păi dacă ninge... Da, noi acum căutăm soluții să acoperim respectivele denivelări, pentru că nu putem să lăsăm așa peste iarna. Asta vreau să vă spun, adică este infernal. Este. Știu că este greu. Nu vom mai avea așa ceva în următoarele proiecte. Acum a fost această nevoie să urgentăm această lucrare și ne-am lovit de toate piedicele posibile și imposibile în derularea acestor proiecte. Ne mai spune cineva, zică, este cineva, mai este cineva care are plăcinte cu brânză, dar copiii nu se uită la ele că sunt învățați cu academie. Bun. Asta cu Traianu va fi o problemă. Pentru că dacă nu se va putea circula decât pe o singură bandă și va veni zăpada, și așa se circulă greu, intrările pe străzile laterale... O să aducem la cotă constant partea de șanț. Îl acoperim cât de curând. Nu pot să-ți dau astăzi un termen. La această soluție lucrăm acum pentru a... și facem această acoperire în primul rând din dorința de a preveni orice risc, orice situație de pericol. Da, de ce vă spun? De exemplu, se intră pe strada Lămâiței. Da. De 3 săptămâni, la intrarea pe strada Lămâiței de pe Traian, au fost uitate niște grămezi de pământ. Cei care intră, trebuie să intre pe contrasens ca să meargă spre Lămâiței, spre centură. Aia nu mai este o chestie de, cum să vă spun eu, de mare filozofie. Nu e o chestie de filozofie. Acolo s-au realizat niște cămine. Okay. Căminele alea s-au montat la cota finală, la care va fi asfaltul final. Am înțeles. Nu s-a putut face pentru că după aceea ar fi fost și mai costisitoare și mai... Și nu ne-am așteptat la această situație să dureze atât de mult. Obiectivul nostru era ca la această vreme asfaltul să fie deja turnat. Corect, și să am înțeles circula asta. În condiții normale. De asta vă spun, adică sunt lucruri care sunt greu de înțeles pentru cel care circulă cu mașina. Puneți-vă în situația unui taximetrist. Sigur. Puneți-vă în situația unui om care își câștigă salariu conducând mașina distribuție în oraș. Păi omul ăla are două responsabilități. Odată să nu facă un accident pe stradă, doi față de cel care l-a angajat să aibă grijă de mașină. Pe ăla care l-a angajat nu îl interesează foarte mult. Trebuie grijă de mașină să ajungă la timp. Este cumplit de greu și atunci trebuie găsit o soluție intermediară până când se va putea lucra. Soluția intermediară, dacă nu se rezolvă problemele în intrările de străzi, va fi greu de înțeles pentru deci, un locuitor. Deci se circulă mai greu, este adevărat. Eu, la mine nu avem cineva cu o soluție. Dacă este cineva care o are... Îl rog acum să mi-o trimită, să mi-aducă la cunoștință ce putem face ca să rezolvăm aceste probleme. Deci, eu mai nu merg știu. Și prin alte orașe, unde blocaje se găsesc peste tot. Domnul Când primar. Faci proiecte de genul acesta de infrastructură, e inevitabil, pentru că este un păienjeniș de rețele în subteran și te lovești de situații în care apare avarie. Nu știu, acolo mie unde mi nu se părea mai corect, eu vă spun pe aia dreaptă, să ieșiți în, undeva în piața publică, la emisiune, oriunde, cu un megafon în mână, să spuneți așa, băi, oameni buni, nu se poate lucra în felul ăsta. Închid circulația de la Liceul de Chimie până la Lămâiței, îmi fac treaba toată, o închid de la Lămâiței până la
cealaltă intersecție, îmi fac toată treaba, mă duc de acolo și mă duc mai departe. Pentru că așa, așteptările sunt au fost extrem de mari. Lumea toată a luat de bun ce a spus dumneavoastră, ce a spus constructorul, prin reprezentanți. Și toată lumea a zis, domne, gata, stăm până pe 31 decembrie și după aceea răsuflăm ușurați. Ok, de asta vă spun. Eu la dumneavoastră în emisiune am zis că eu sunt dispus să închid pentru o perioadă limitată. Știu, de timp. Știu, și de ce n-ați închis? Pentru că n-am fost convins că respectiva perioadă de timp poate fi respectată de constructor. Că doar nu pot să iau eu volanul de la Bol 2 excavator în mână și să mă apuc eu de treabă. Chiar nu. Da? Deci chiar câtă nu. Vreme n-am fost convins de constructor că își poate respecta un termen, cum aș fi putut să închid Bulevardul Traian? Am zis-o. Eu sunt dispus, dacă este nevoie, o lună de zile închidem Bulevardul Traian de la Lămâniței până la Asirom. Dar nu am putut să fac asta pentru că n-au venit să-mi explice clar cu grafic de execuție, cu situații clare, cu semnătură, dacă se poate, când, da, în acest interval terminăm și aducem primul strat de asfalt la gata până în această dată. Bun. În altă ordine de idei, că ne întoarcem la groapă, au început să circule pe net fotografii în care unii măsoară cât e de gros stratul de asfalt, de uzură, binder, nu mă pricep, nu sunt eu inginer. Eu mă bucur. De la, și să spună, domne, că e prea subțire, că nu e... Subțire? Eu nu știu, că nu cunosc proiectul. Păi ce e prea subțire? Da, aveți niște imagini, niște... Eu pot să pun imagini, dar durează un pic că trebuie să ne cuplăm cu domnul Bogdan. Deci... Imediat. Eu zic că ne încadrăm dacă... Da, imediat. Ia să vedem dacă reușim. Până atunci, să mai citim o întrebare, ca să nu... Bă, aici am făcut, aici nu mă prostie, am făcut. Întrebare, doamna Oana Brândușa. Când va începe școala în noua școală 5? Am fost duminică, pentru că... Am fost curios să văd de la fața locului cum se mișcă constructorul și l-am invitat chiar dacă era zi liberă. Am urcat la toate etajele. S-au făcut chiar finisaje la etajele superioare. Se fac lucrări consistente la parter. S-au adus deja primele componente de mobilier și primele echipamente. Urmează instalarea acestora, se pun balustradele și până la finalul acestui an ar trebui ca școala să fie gata. Urmând ca noi, în prima parte a anului, în primele săptămâni ale anului viitor, să realizăm niște branșamente care am fost pe care nu am mai putut să le realizăm acum pe final de an, ca urmare a unor situații administrative care ne-au blocat, respectiv o ordonanță de urgență, ca să nu creadă cineva că a fost neapărat un blocaj local. Ne întoarcem la chestia asta. Așa. A spus de o poză, Bogdan, dacă poți să o dai. Deci, este în relief, eu nu discut ce e în poza asta, că nu mă pricep deloc. Ideea este că cei care... comentează, spun, domne, sunt numai 8 cm strat, nu sunt 12. Eu nu știu să citesc poza. Dar întrebarea mea este, s-a făcut recepția lucrării? Recepția lucrării s-a făcut acum aproximativ 2 săptămâni, cam așa. Eu, din câte știu, recepția la genul ăsta de lucrări se face pe bază de morcovi, ca să nu zic carote. Recepția, da, se face pe bază de... Adică se merge cu o chestie să scoate... Verificăm, din câte știu, așa ceva ar trebui să existe la orice lucrare și la lucrările ale publiservului facem asta sunt sigur că verificări. Există. Ce pot să vă spun eu e că în proiect, din câte rețin, se presupune a fi un strat mediu de egalizare de binder, care este primul strat de asfalt, cel de jos.
un strat mediu de aproximativ 6 cm, care evident că variază, că nu este ca la, nu știu, dumneavoastră aici, poate un nici la noi nu nivel, e. Nici la dumneavoastră nu e, dar stăm în chirie, pe un drum public, unde s-a frezat în prealabil. Evident că apar mici variații, care pot fi de la jumătate de milimetru până la 2-3 centimetri. Acolo se vede că este un strat de binder de aproximativ 5 cm, dacă văd eu 4 bine. 4,5, dacă așa. Primul strat. Se vede pe mijloc plasa de geogrill și deasupra aproximativ 4 cm de strat de uzură, ultimul strat de asfalt, care este de cea mai bună calitate, este pentru circulație de trafic greu. MAS-16, dacă este să vorbim despre termen tehnic. Ideea care este? Ar trebui, dacă aceste lucruri circulă, cei care au preluat, cei care au făcut recepția, să spună, domnule, este ok. Nu, adică lucrurile astea trebuie comunicate și înăbușite în față, în fașă. Pentru că dacă lași să circule asemenea lucruri, lumea începe să facă calcule. Zice așa, băi, câți metri sunt de asfalt? Păi dacă s-au pus cu 3 cm, cu 4 cm, cu 5, dacă s-a pus binder mai puțin cu 2 cm, începe să calculeze. Atât așa, așa. O, zice, s-a manglit ca să nu... Da, e... Știți? Ușor de, e ușor de calculat. Exact. De, când dar, ai, trebuie, dar trebuie lucrurile lămurite și explicate. Eu nu țineam neapărat să ating subiectul ăsta, dar el circulă. Deci, în proiectul inițial, asta știu sigur, cantitățile de materiale propuse s-au calculat în funcție de o grosime de 4 cm de strat de binder și 4 cm de strat de uzură. Însă, având în vedere că vorbim despre un proiect făcut în baza unor calcule din 2017, din 2017 până anul trecut, drumul, vă dați seama că s-a mai depreciat, au mai apărut fisuri, au mai apărut denivelări, pentru că asfaltul nu este un material atât de dur precum betonul și atât de casant precum betonul. Este un pic mai elastic, care în funcție de trafic, căldură, temperatură, exact. Solul de des, una e pe deal, alta e pe șes. Și din aceste din cauza acestor situații au variat și mai mult la stadiul final de execuție nivelul. Ideea la care este că trebuie să un strada. Specialist să explice, păi oameni buni, e o prostie, noi am preluat, știm exact ce am preluat. Bun, revenim la școala 5. Deci constructorul va termina. Deci ăsta este un proiect care își va... Mi-a garantat chiar duminică. Bun, eu am o întrebare pe care am adresat-o și am ridicat ca problemă în emisiunea de ieri și revin acum. Dacă se știa că nu sunt branșamente prise în proiect, specialiștii din zona primăriei, de ce au așteptat? Ghilimele spus. Nu i-au așteptat. Branșamentele sunt lucruri pe care poți să le asiguri până la finalizarea am înțeles. Proiect. În momentul în care tu ești convins că până la momentul la care ești obligat să faci respectivele activități, respectivele lucrări, mai e timp. Te ocupi de alte urgențe, pentru că în fiecare zi, nu o să credeți, dar vă în fiecare cred zi, cade ceva. Bine. În fiecare zi se întâmplă ceva care arde și trebuie să rezolvi în ziua respectivă. Eu vă cred. Dar eu, cum spun în fiecare emisiune, spun așa. Domnul primar, oamenii care se ocupă de investiții trebuie să gândească cu 4, 5, 6 luni înainte. Pentru că în această țară în care totul este predictibil, se pot întâmpla și lucruri neprevăzute, Don Ciolacu și cu Don Ciucă să zică trecem la austeritate, vă băieți, că nu mai poate. Cine s-a așteptat la asta? Asta nu, este problema și mea. Nu e prima dată când zic. Avem astăzi în implementare proiecte la o dimensiune la care nu au mai de fost în ultimii dumneavoastră. 30 de ani. Vă felicit pentru asta. În același timp scriem și proiecte pentru viitor.
nu rămânem doar la ce facem astăzi, ne gândim și la ce avem de făcut mâine. În echipa de implementare proiecte doar pe finanțări nerambursabile, aș avea nevoie de 60 de oameni ca să fie acea lejeritate și predictibilitate în care să pot cere fiecare persoane să previzioneze foarte clar, cu gant în față, cu plan de acțiune în față, cu desfășurat pe zile, pe luni, pe ani, să știm exact ce avem de făcut în următorii 4-5 ani. Din păcate, astăzi avem o echipă de 21 de oameni care implementează proiecte pentru care am avea nevoie de 60. Nu știu dacă știți, dar pe 30 era liber săptămâna trecută. Eu am fost la muncă și n-am fost singur. Pe 1 decembrie era liber pentru majoritatea funcționarilor din țara asta. Colegii din Primăria Piatra Neamț erau la muncă. Nu toți, dar cei care se ocupă de implementarea proiectelor erau la muncă. Cei care se ocupă de plățile pe aceste proiecte erau la muncă. Și nu au fost doar joi și vineri pentru că jos pălăria. Jos pălăria. Și duminică. Și nu zic asta ca să laud, jos pălăria. Doar pentru a se pentru a demonstra că jos se muncește. Jos pălăria că se duc și muncesc. Încercăm să eu n-am nicio problemă cu asta. Eu vreau doar să vă spun așa că din punctul meu de vedere, care sunt un nu este normal să aștept să fac un branșament la centrală și pentru panourile fotovoltaice pe ultima sută de metri. Este normal ca eu să încep lucrul ăsta cu 5 luni înainte ca să am timp, că aici trebuie o procedură, nu? E o procedură, o achiziție directă. O achiziție directă. Avem acești potențial furnizori, acești potențial. Dar nu-l puteți face până după 7 ianuarie. De ce 7 ianuarie? Că atunci se revine. Deci nu-l puteți face decât după 7 ianuarie. Asta înseamnă că dacă îl faceți după 7 ianuarie, de-abia, că e branșamentul ăla, că mai apare nu știu ce, că trebuie acoperit, trebuie pus o pavea, au făcut o alee. Astea sunt lucrări simple. Și ne ducem, ne ducem în colună cel puțin. Imaginați-vă că am făcut dita mai corpul de clădire care 5 ani n-a funcționat. Am înțeles, dar o școală nu se poate muta în timpul cursurilor. În două săptămâni am mutat școala 5, în două săptămâni. Da, dar nu în timpul cursurilor. Care nu a funcționat 5 ani. Nu în timpul cursurilor. În timpul cursurilor. Nu, nu zic, eu vorbesc de elevi și de mutarea lor efectivă. Nu-i mutăm. Că ei și-au previzionat că se vor muta după vacanța aceea, vor mai face o săptămână de nu știu ce, cum se cheamă, școala altfel sau școala verde sau școala roz, mai știu acum, purcubeu, cum o fi, și se vor muta atunci. Acum nu se vor mai putea clar muta atunci, e clar, că n-au cum. Și asta înseamnă că se vor muta când? În următorul interval în care nu se fac cursuri. Ceea ce înseamnă probabil luna martie. Nu, exclus să ajungem în martie. Dar nu mai dau termene pentru că m-am fript de câteva ori. Ne dăm silința și copiii vor merge la școală cât mai repede posibil. Și pierdeți, pentru că cât se cheltuiește pe curent electric acolo, e o sumă infernală. O să vă întreb cât ați cheltuit. În medie, pentru lunile de căldură, undeva la 200.000 de lei pe lună, ceea ce este într-adevăr foarte mult. 200.000 de lei e o sumă? Este o sumă uriașă, însă când vine vorba de siguranța și confortul copiilor, eu nu mă joc cu așa ceva, chiar dacă s-au vehiculat foarte multe povești în ultima perioadă. De chiar genul. Pun preț pe cu copiii, cu școli. Da, la școala 5 se inflamau un pic spiritele în rândul părinților. Cineva încerca să-i manipuleze că îi ținem în frig, că da, la început atunci. Da, la început, dacă vă aduceți aminte. Bun. Aveți o ședință extraordinară, nu, n-ați astăzi. Astăzi. Aveți o ședință extraordinară în care mai multe proiecte sunt etapizate. Deci sunt trei categorii. Proiecte finalizate, nefinalizate și etapizate. Proiectele finalizate, după cum spune și denumirea, s-au încheiat, s-au recepționat, s-a decontat suma integrală din toată valoarea proiectului. Acolo povestea este clară. Câte avem din astea? Nu le-am numărat și
Vă trimit lista, s-au interesat colegii dumneavoastră săptămâna aceasta de subiect și le-am dat exact. O găsesc cu rapiditate. Ok, nu e nevoie. Deci avem proiecte finalizate. Avem grupul acela de proiecte pe coridoarele de mobilitate și anexele, să le zic așa. Sunt 7 proiecte corelate. Cele 7 proiecte, este vreo unul finalizat? 2 sunt finalizate. Vorbim de coridorul, cele 2 coridoare, Dimitrie Leonida 9 Mai, varianta, adică, și Mihai Viteazul. Deci astea 2 sunt finalizate. Ele sunt recepționate. S-a venit și cu ultima situație de lucrări. Zilele acestea așteptăm să facem plata. Bun. Așteptăm banii ca să facem plata, că avem și următoarea situație. Pe parcursul unui proiect, cheltuielile cresc pe măsură ce te apropii de final, pentru că acolo încep costurile mai consistente. Noi am asigurat totul de la bun început și până astăzi. Am asigurat un cash flow. Și acum e mai greu, trebuie să așteptați de contările. Problema este că întârzie foarte mult de contările și chiar în ultimele 2 săptămâni, aproape zilnic, am sunat la minister pentru a ne cere banii pe care îi așteptăm din deconturi, pentru că avem cereri de rambursare depuse din luna august, care nu ne-au fost nici astăzi decontate. Majoritatea primăriilor din țara asta fac următorul lucru. Au o factură de 100 de lei și merg pe mecanismul cererii de plată. Dau 2 lei la constructor și trimit cererea de plată la autoritatea de management, care urmează să vireze ceilalți 98 de lei. Conform cotelor de participare la proiect. Sigur, da. Și constructorul în tot acest interval de timp, care de regulă ar trebui, conform ghidurilor și programelor, ar trebui să ajungă în 30 de zile, dar se întâmplă să ajungă și la 60. Dar să nu spuneți că statul român, prin Ministerul Proiectelor, și așa, doar că nu alea, pot din păcate, să cred. Nu, eu nu pot să cred așa ceva. Se ajunge și la întârzieri, uneori de 90 de zile. Adică, în loc să asigur constructorului frontul de lucru necesar, am înțeles, cash flow-ul pentru a-și asigura plățile către furnizori, către salariați. Sunt dezamăgit când aflu că statul român nu își îndeplinește obligațiile. Își îndeplinește obligațiile, de contârziere. Nu întotdeauna, pentru că pentru acest lucru se întâmplă și la nivelul statului. Asta spun. Nu întotdeauna, adică trebuie să vedem și lucrurile într-o manieră obiectivă, nu doar să judecăm ca și cum sunt oameni care nu și-ar face treaba. Sunt foarte mulți oameni care își fac treaba cu maximă rigurozitate, pentru că vorbim de bani europeni și aici nu ne jucăm. Trebuie să asiguri calculele la virgulă, să bată fiecare cifră, să verifici listele de cantități, să verifici cu ce s-a scris în cererea de finanțare, dacă bate cu ce s-a scris în cererea de finanțare, situația de lucrări respectivă, să calculezi tot timpul tot felul de situații și verificări încrucișate. Și odată verifică ADR-ul, odată verifică autoritatea de management. Prin urmare, de asta se ajunge uneori la aceste întârzieri. Eu nu spun că sunt nejustificate, asta vreau să zic. Doar că solicităm prioritizarea, pentru că înainte ca prioritate se verifică întâi cererile de plată și eu înțeleg de ce. Pentru că este normal să încerci să asiguri constructorului banii cât mai repede. Dar noi am făcut acest efort pe spinarea noastră. În condițiile în care am pornit ca una dintre cele mai îndatorate primării din țară, am decis să plătim toate lucrările mari cu banul jos. Îl plătim imediat directul constructorului și așteptăm noi, preluăm noi presiunea aceasta a timpului de așteptat pentru decontarea finală. Așa se face că astăzi avem august, septembrie, octombrie, noiembrie, suntem în decembrie. Da? Au trecut 4 luni și de când avem cereri de rambursare care nu ne-au fost decontate. În tot acest interval de timp, noi tot am făcut plăți uriașe, numai la sistemul de bike sharing sau la sistemul de traffic management am plătit facturi de câte 6 milioane de lei.
avem aproximativ 27 de milioane de lei de primit de la Ministerul Fondurilor, de la Ministerul Investițiilor pentru plăți făcute în tot acest timp și astăzi suntem cumva, nu mai avem bani pentru a plăti facturile mari, tocmai pentru a nu mai ține constructorul în acest blocaj financiar. Am înțeles. Deci, practic, în momentul acesta, ca să fac eu o scurtă recapitulare, primăria are de plătit, are de primit facturi de, în valoare de 27 de milioane de lei, unele din august. Exact. Altele din septembrie, altele din octombrie. Acum e partea de final a proiectelor și vrem să ne asigurăm că încheiem toate cheltuielile pentru a nu deveni eligibile. Aveți vreo șansă să primiți banii aceștia de la Ministerul Investițiilor Europene? În fiecare zi, săptămâna aceasta, primim o sumă consistentă astfel încât să putem face următoarele plăți către constructori. Eu n-am zâmbit data trecută că eu doar atâta mă ghidez în calitatea pe care o am de cetățean cât de cât onest al acestei țări, după declarațiile primului ministru, ale miniștrilor și mă uit pe o declarație a domnului Boloș. Din punctul nostru de vedere nu vor exista întârzieri și nu vor fi depășite termenele. Pot să nu-l cred eu pe domnul Boloș? Aici este, trebuie să punctez un lucru foarte important. Guvernul și în special Ministrul Finanțelor au făcut un efort extraordinar să definească o procedură de lucru care să creeze un cadru mult mai facil prin acordarea unor prefinanțări, adică să nu aștepte cerere de rambursare, să ne asigure cash flow-ul necesar nou pentru a face plățile anul acesta încă de acum, pentru că o factură trebuie plătită pentru a fi de, în timpul valabilității contractului de finanțare și nu după, pentru a fi eligibil. Eu am înțeles. Așa se face că acest mecanism al cererilor de prefinanțare ne ajută mult mai mult decât chiar cererile de rambursare. Important este ca primăria să-și facă plățile pentru toate lucrările în acest interval, pe perioada implementării proiectului respectiv. Deci apreciez acest mecanism, această soluție identificată de Ministerul Finanțelor pentru a veni în sprijinul primăriilor. Și eu apreciez. Noi avem și bani din urmă de primit, însă aceste prefinanțări sunt absolut o gură de oxigen. Aceste prefinanțări sunt cu dobândă? Nu. Nu, sunt doar de la trezorerie și când vine se acoperă. Sunt de la Ministerul. Am înțeles. Da, da. Tot mi se pare că nu funcționează mecanismul cum trebuie. Eu l-am testat și funcționează nu, și nu doar eu. Eu vorbesc ca, adică dacă am o cerere de plată. Deci, dificultăți sunt în verificarea cererilor de rambursare. Și aici situația este simplă. Sunt foarte multe proiecte în implementare. Toate acestea sunt în faza maximă de complexitate pentru că suntem pe final de exercițiu financiar. Deci sunt foarte multe cereri de plată, cereri de rambursare care vin și numărul specialiștilor, acelor care verifică, nu este suficient. Aici e problema și cheia înțelegerii situației. Domnul primar, ce v-a adus Moș Niculae? Moș Niculae mi-a adus acea gaură în asfalt de pe Mihai Viteazu. A fost, cred că, cea mai urâtă situație din ultimele luni. O crenguță nu dar, v-a adus? Slavă Domnului, au venit și cu munca și mobilizarea colegilor de la Publiserv și nu numai. Am văzut că un articol de-al dumneavoastră sarcastic a sancționat că era o mobilizare foarte mare. Dar nu era sarcastic. Așa mi s-a părut, dar nu era gustat, sarcastic. L-am gustat și ideea, l-am luat ideea ca atare. Ideea este că se preta așa. Da, se preta, pentru că așa era situația. Dar era o glumă, nu era un articol. Era o glumă. Am vrut să văd la fața locului. Nu sunt genul de primar care dau dispoziții din birou și atât. Ies să văd cum stau lucrurile la firul ierbii și am vrut să văd cu ochii mei care este situația acolo. Și, evident, am solicitat prezența constructorului prin ingineri și oameni să vadă
care este situația acolo, pentru că până la urmă constructorul, Dan Linul, este cel care își asumă garanția de bună execuție. Am înțeles. Și trebuie să fie la fața locului să vadă ce s-a întâmplat, ca să apa știm. Servul trebuia să fie apa acolo. Apa servul, lucrarea lor trebuiau să fie dinaintea. Singurii care acolo, în mod normal n-ar fi trebuit să fie acolo erau aia de la Public Serv, care făceau treaba. Săracii și-au făcut treaba și am eu înțeles. Apreciez că în doar 3 zile au reușit să realizeze intervenția și reparația acelei conducte, chiar dacă nu era... Dar ideea este că dacă am fi avut o rețea foarte bine asumată, cunoscută încă dinainte de toți operatorii de utilități, nu am fi trecut prin așa ceva. Le-am cerut, mai ales acum, având această situație, celor de la Publiserv, le-am cerut să achiziționeze un roboțel, măcar ei să știe cu acuratețe care le sunt rețelele, pe unde trec, ce avarii au, cum stau lucrurile. Cu APA Servul, cu domnul director general, am vorbit zilele trecute să facem, de asemenea, o inspecție cu georadar, să știm pe unde mai avem astfel de situații. Este o responsabilitate comună să știm, pentru a ști unde să intervenim și ce soluții trebuie să aplicăm acolo. Ușor, ușor învățăm ce avem de făcut și ne punem la punct pentru următoarele proiecte. Ne oprim aici. Ne vedem, probabil, dacă putem, săptămâna viitoare. Nu voi putea, pentru că va trebui să plec la București pentru un eveniment deosebit. Vă aduc informații însă după. Peste 2 săptămâni. Bine. Ne oprim aici, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne vedem mâine dimineață la noua ediție a Cafelei, să vedem dacă schimbăm registrul și mergem în altă zonă. Numai bine, mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație, pentru emisiune și urez tuturor o zi minunată. Cele bune!